Prefectul Cristian Soare a convocat toți șefii de instituții deconcentrate și le-a cerut ca în perioada următoare toate depozitele de deșeuri periculoase din județ să fie verificate și monitorizate permanent. În Argeș, în afară de depozitul de la Câmpul Lung, unde săptămâna trecută a izbucnit un puternic incendiu, se mai află încă 10 astfel de depozite mari, dar și altele mai mici. Până la primele 7 sau 8 luni ale anului acesta ne-au tranzitat județul aproximativ 300.000 de tone de deșeuri. Deci este o cifră foarte mare, o cifră, spectaculoasă, dacă tranzitate, o parte rămasă, o parte tranzitate. Este evident că, v-am spus, eu nu mă pronunț, nu mă antepronunț că toate aceste transporturi sunt ilegale sau sunt... Nu, ci trebuie să fie toate transportele monitorizate. Cristian Soare a mai afirmat și faptul că nu va accepta ca Argeșul să devină groapa de gunoi a țării și a Europei. În ianuarie 2014 se va liberaliza circulația deșeurilor periculoase în interiorul Uniunii Europene și dacă nu vom lua măsuri ferme, țara noastră riscă să devină groapa de gunoi a Europei. Doresc, ceea ce e foarte important, ca această inițiativă pe care am promovat-o la nivelul județului Argeș de a forma un grup complex de control format din toate serviciile deconcentrate cu atribuții de control pentru a verifica toți operatorii în cursul lunii octombrie și cu siguranță și în cursul lunii noiembrie, să fie preluată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerul Mediului pentru a evita o catastrofă ecologică în toată țara. Prefectul Cristian Soare dorește ca, folosindu-se de ceea ce s-a întâmplat la Câmpul Lung, legislația privind deșeurile periculoase, transportul și depozitarea lor să fie modificată pentru a fi mult mai drastică. Trebuie să evităm ca Argeșul și de ce nu întreaga țară, deocamdată sunt de Argeș, că în Argeș ne desfășurăm activitatea, să evităm să devină încet, încet, un depozit, o groapă de gunoi a țării și a, să nu spun vorbe mari, și a Europei.